Doi politicieni din Republica Moldova s-au luat la bătaie în direct la televizor. După ce s-au contrazis, au trecut la insulte și la pumni. Politicianul jignit a ripostat stropindu-l cu apă în moment în care adversarul său a sărit de pe scaun, l-a luat la pumni, l-a strâns de gât și apoi l-a trântit la pământ. Nimeni nu a intervenit să-i oprească. A fost chemată însă o ambulanță pentru a acorda primul ajutor invitatului rămas întins la podea, a scris pe Facebook fostul primar al Chișinăului, Dorin Chirtoacă, aflat și el în platou.